Cireșul este un arbore indigen care face parte din familia Rozacee. Cultivat cu aproximativ 2500 de ani în urmă, mai întâi în Asia, a fost adus ulterior în Europa. În America a fost introdus de-abia în secolul al XVII-lea. Cireșul are o longevitate de 100 de ani, în stare sălbatică, specia cultivată având numai 25-40 de ani. Fructele acestui pom, cireșele, se recoltează când au ajuns la maturitatea de plină. Când sunt gata de recoltare, fructele capătă culoarea și mărimea caracteristică. Operațiunea se realizează cu grijă pentru a nu vătăma fructele. Cireșele se recoltează cu tot cu codiță. Imediat după recoltarea fructelor, cozile de cireșe se spală bine, apoi se lasă să se scurgă și se întind în strat foarte subțire la soare, ferite de orice precipitații sau umezeală. Procesul de uscare este încheiat când cozile devin rigide și se rup cu un pocnet sec. Cozile de cireșe sunt recunoscute drept unele dintre cele mai eficiente diuretice naturale, calitatea ce le recomandă ca adjuvant în zeci de boli. Datorită conținutului ridicat de potasiu și flavonoide, ceaiul din coz de cireș are proprietăți astringente și antidiuretice, dar sunt și depurative, antifebrile și antiinflamatoare renale. Iată modul de administrare al ceaiului de coz de cireșe. Într-un vas mic, se pune o lingură de plantă peste care se toarnă 250 de ml de apă clocotită. Se acoperă cu capac și se lasă la infuzat timp de 20 de minute, la temperatura camerei. Apoi se strecoară și se bea cu înghițituri mici. În scop terapeutic, se beau 3 când de infuzie cu aproximativ 30 de minute înainte de mese. În cazul administrării îndelungate la fiecare 6 săptămâni, se fac 10 zile de pauză. Beneficiile ceaiului din cost de cireșe Printre principalele beneficii ale ceaiului de cos de cireșe se numără și acela că luptă împotriva infecțiilor urinare. Datorită conținutului ridicat de potasiu și flavonoide, cozile de cireșe au puternice efecte diuretice, depurative, antifebrile, astringente, antidiuretice și antiinflamatoare renale. Ceaiul din cos de cireșe ajută la buna funcționare a rinichilor, un remediu care poate fi de folos în cazul durerilor în zona lombară, partea inferioară a spatelui. Este ceaiul de coș de cireșe. Deoarece printre cauzele durerilor și bolilor renale se află consumul insuficient de lichide, pe lângă consumul de apă, se recomandă și remediile naturiste precum ceaiurile. Ceaiul de coș de cireșe este cel mai recomandat în acest caz. Ceaiul din coș de cireșe luptă împotriva durerilor de stomac. Ceaiul de coș de cireșe are efect detoxifiant, fapt ce ajută la ameliorarea mai multor probleme digestive. Dacă ai probleme stomacale, indiferent că este vorba de constipație sau diaree, consumă timp de două săptămâni câte un litru de ceai din coz de cireșe pentru a scăpa definitiv de această problemă. Acest lichid reface țesuturile bolnave, revitaminizându-le. Consumul regulat de ceai de coz de cireșe întărește sistemul imunitar și regenerează țesuturile slăbite. Ceaiul din coz de cireșe luptă împotriva celulitei și kilogramelor în plus cozile de cireș au efect depurativ și diuretic, iar datorită acestor proprietăți, ajută la eliminarea rezidurilor din sânge și depozitelor de grăsime. Consumul zilnic de ceai de cos de cireșe, o cană pe zi, va da rezultate pe termen lung împotriva celulitei. Ceaiul din cos de cireșe este bun în combaterea colesterolului. Codițele de cireșe au un conținut mare de vitamina C, și o cantitate semnificativă de bioflavonoizi și antioxidanți care ajută la scăderea colesterolului rău din sânge și îmbunătățește circulația sângelui prin dilatarea arterelor mici. Ceaiul din cost de cireșe este benefic în tratarea reumatismului, gutei și alergiilor. Dacă suferi de reumatism ori de gută, tratamentul medicamentos poate fi completat cu băi locale cu decoct din cost de cireșe. Un pumn de coz de cireșe se fierbe într-un litru de apă clocotită. După ce amestecul se ia de pe foc, se lasă la infuzat circa 10 minute. Decoctul se adaugă în apa de baie. Cozile de cireșe sunt un bun adjuvant în cazul alergiilor, fie că e vorba de urticarii, cata respirator sau alte simptome cauzate de alergeni. Tratamentul cu ceai de codițe poate îmbunătăți și chiar elimina aceste simptome neplăcute. Experții recomandă acest ceai și pentru persoanele cu astm alergic. De asemenea, ceaiul din coș de cireșe este un ajuvant natural pentru calmarea tusei. Este recomandat o cană de ceai din coș de cireșe pe zi pentru ameliorarea simptomelor gripei și răcelii. Contraindicații și precauții la consumul de ceai din coș de cireșe. Acest ceai nu are contraindicații, nu are efecte secundare cunoscute. Însă, nu este indicat ceai din coș de cireșe dacă aveți pietre mari la rinichi. Posibila migrația lor poate provoca blocaje. Cine are alergie la cireșe trebuie să evite desigur acest ceai, pentru că pot apărea reacții alergice. Mamele care alăptează sau cele însărcinate să folosească acest ceai doar cu precauție și cu măsură, la recomandarea medicului. De regulă, pe timpul unei cure de cost de cireșe, se consumă minimum 2 litri de apă pe zi, pentru a preveni deshidratarea care poate apărea în urma stimulării intense a activității rinichilor.